Salut, dragi Numele meu este Loredana și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi este iarăși soare afară. Le Sun s-a hotărât să ne onoreze cu prezența sa, așa că profit de acest fapt ca să mai filmez și eu puțin, puțin mai mult chiar. Am observat că topurile mele au prins destul de bine la voi, și este așa o mare bucurie pentru mine de fiecare dată când reușesc să stârnesc niște conversații coerente pe YouTube sau chiar și pe blog, uneori de ce nu. Și astăzi am iarăși o listă de cărți pentru voi. Nu este un top. Pur și simplu am scris aici, în agenda mea, primele titluri care mi-au venit în minte. Este vorba despre cărțile pe care urâm să le iubim. Ah, și am fost cumva inspirată să fac, această, să fac acest clip datorită unei cărți pe care am terminat-o chiar aseară de citit. Se numește Poporul Cărții, apărută la Polirom, e scrisă de Geraldine Brooks iar autoarea a fost chiar și laureata premiului Pulitzer cu un alt roman al ei, March, care la noi s-a tradus cu Domnul March pe la editura Leda, dacă nu mă înșel, acum câțiva ani buni. Pe acela nu l-am citit încă, am citit doar Poporul cărții, dar a fost un roman extraordinar, extraordinar. Mi-a plăcut La nebunie, este exact genul de carte pe care îmi place mie să o citesc de obicei. Și, cum spuneam, am fost inspirată să fac această postare pentru că, deși este o carte uimitoare, prezintă foarte multe lucruri dure lucruri care poate te îngrețoșează, care poate um, îți stărnesc așa niște emoții negative, uh, pur și simplu chestii neplăcute. Uh, de fapt, cărțile din acest top sunt cărți foarte bune, dar toate au avut asupra mea un impact foarte dur, uneori chiar neplăcut. Sunt cărți pe care am ajuns să le iubesc nedorindu-mi acest lucru. Nu știu dacă mă înțelegeți exact ce vreau eu să spun, dar da, scărți pe care am ajuns să le ador chiar și știu că poate au chestii care pe alții îi dezgustă sau îi oripilează sau nu știu ceva, dar mie mi-au plăcut foarte mult. Și m-am gândit de ce să nu fac o listă și să vă prezint și vouă aceste cărți. Poate dacă până acum n-ați fost înclinați să le acordați o șansă, o să le acordați de acum înainte. A, voi începe, aici sunt cărțile, îmi pare rău nu le-am prezentat, aici sunt. Le-am întors cu cotorul în partea cealaltă, spre perete, ca să nu le vedeți, să fie totuși un fel de, știu eu, o surpriză. Și da, voi începe chiar cu Poporul Cărții, care este aceasta de Geraldine Brooks, apărută la Polirom pe la începutul anului ăsta, cred. De ce urăsc să o iubesc? Pentru că prezintă foarte multe chestii. Din istoria omenirii, tot felul de grozăvi, ca să zic așa. Vreo două perioade din carte, din cronologia romanului, se petrec în perioada Inchiziției Spaniole, care este un moment crunt, crunt din istoria omenirii. Și autoarea a făcut cercetări foarte extinse ca să recreeze cât mai bine acea perioadă, și acest lucru se vede. Toate personajele sunt atât de vii, ai impresia că asisti la o scenă din viața reală, nu că este totul ficțiune. Și da, pur și simplu arată în general cam cum s-au omorât oamenii între ei din nimicuri, pentru că noi, în prezent, cel puțin, privim aceste lucruri ca pe niște nimicuri, pe când pe atunci. Oh, erau dispuși să se omoare așa, deci nici nu era nevoie de mare provocare și e uimitor, nu știu, mi se pare că autoarea a surprins foarte bine um, răul din inima omului, uh, acea sămânță a răului, uh, violența instinctivă pe care o avem. Și acea intoleranță pe care uh, o afișăm ca pe o mândrie, uh, iar aici mă refer mai mult la intoleranță religioasă, pentru că uh, cartea tratează mai mult aspecte religioase. Uh, Într-adevăr, tratează și niște aspecte sociale, foarte puțin politice, dar în general uh, se axează pe tema religiei. Și e, e o lectură cruntă pe alocuri, dar extraordinar de frumoasă. Când dai și ultima pagină, rămâi fermecat, rămâi vrăjit și... Nu știu, chiar nu știu cum să vă mai recomand romanul ăsta, este superb. Poate o să vorbesc, adică nu poate, sigur o să vorbesc un pic mai mult despre el când o să fac wrap-up-ul sau dacă nu o să am timp atunci o să... Fac o recenzie separată aici sau pe blog, nu știu, mă mai gândesc, dar chiar vreau să vorbesc despre cartea asta pentru că merită din plin. Următoarea carte pe care vreau să o includ în această listă, nu cred că va fi o surpriză pentru nimeni, mai ales dacă ați citit-o sau mai ales dacă mi urmăriți cumva blogul, este vorba despre toate acele locuri minunate de Jennifer Niven. Eu am varianta în engleză, All the Bright Places, pentru că am câștigat-o la un concurs acum câțiva anișori și evident am citit-o în engleză. Cartea asta, de ce? Deci am adorat-o, pur și simplu. E una din cărțile mele preferate din toate timpurile și asta nu-i puțin lucru, adică... Dar da, am adorat-o, și la sfârșit m-am simțit vinovată pentru chestia asta, dar n-ar trebui pentru că ea în sine este o carte superbă. Prezintă depresia la adolescenți și cât de adânci sunt rădăcinile acelei depresii în viața unui om cât de adânc se poate duce depresia și cum poate săpa la miezul fiecărei ființe. Nu știu, Jennifer Niven are un stil al ei foarte dulce, dar în același timp te lovește atunci când te aștepți cel mai puțin. Loviturile ei vin așa din neant și te iau pe nepusă masă și ți-ntorc practic cerul cu susul în jos. Este, nu știu, este un roman dur. Probabil știți la ce mă refer când spun asta, dacă ați citit cartea. Dacă nu, veți vedea. Este o surpriză acolo spre sfârșit. Dar, într-un fel, se termină așa cum m-aș fi așteptat. Da, cartea în sine este scrisă foarte bine, mi-a plăcut foarte mult și povestea este înduioșătoare și, deși foarte mulți oameni au spus că prezintă lucrurile romanțat, mie din potrivă mi s-a părut că prezintă lucrurile foarte realist. Pentru că, v-am mai spus, cred, într-un videoclip anterior. Eu nu cred că viața este făcută numai din alb și negru, nu, ci din foarte multe nuanțe de gri. Iar dacă un adolescent sau un om în general suferă de depresie, asta nu înseamnă că nu poate exista în viața lui și iubire, asta nu înseamnă că nu poate exista și fericire în viața lui. E, nu știu, e un amestec. Și tocmai acel amestec îți creează acea senzație ciudată, neplăcută, și uh, e așa ca un vârtej care te atrage în el și rămâi după aia cu un gust uh, dulce-amărui să zicem Așa că da, toate acele locuri minunate de Jennifer Niven vă recomand în tot sufletul meu Și uh, cred că veți suferi spre sfârșit dar vă va și plăcea foarte mult Adică veți urâ să o iubiți în continuare, am o carte care poate va fi o surpriză pentru voi. E o carte pe care am citit-o în facultate, m-a făcut să plâng la momentul acela. Cred că am citit-o prin 2010. Da, deci m-a făcut să plâng cu subghițuri. Nu știu dacă eram eu mai ușor de impresionat la vremea aceea, dar pur și simplu m-a făcut praf. Dar mi-a și plăcut, evident, de aceea am și inclus în topul ăsta este vorba de uh, zilele regăsirii mele de Elena Ferrante uh, când am luat cartea asta habar n-aveam cine este Elena Ferrante habar n-aveam că este un pseudonim uh, nu știam cât de renumită va deveni pe plan mondial cu tetralogia napolitană care a apărut de curând uh, habar n-aveam nimic din aceste lucruri ei, și am pus pur și simplu mâna pe cărticica asta pentru că am luat-o de la un anticariat cu foarte puțin și am început să o citesc mai mult de curiozitate. Aveam chef de altceva decât lecturile din bibliografia școlară de la facultate și am rămas uimită. Este povestea unei femei ajunsă cumva pe la vârsta mijlocie, Cred că are în jur de 50 de ani, 40 și ceva, spre 50 încolo, are un copil sau doi, nu mai știu exact, și află că soțul ei are o aventură, are o amantă și nu numai asta, dar e ceva serios și soțul ei o părăsește pentru amantă, iar femeia asta suferă cumplit. Povestea este. A Tale as Old as Time, adică e o poveste veche de când lumea și pământul, dar mi-a mi plăcut la nebunie cum a reușit Elena Ferrante să surprindă toate trăirile ei, cele mai uh, lăuntrice trăiri, nu doar cele de suprafață care se pot vedea cu ochiul liber. Uh, practic a surprins mecanismul sufletului ei, și cred că lucrul acesta a fost cel care m-a făcut să bocesc în halul ăla. Uh, cartea se termina într-un fel, într-o notă pozitivă. Nu vă spun despre ce e vorba, o să vedeți și singuri, uh, dar da, mi-a plăcut foarte mult și la fel, când am terminat-o, mă simțeam puțin vinovată că mi-a plăcut atât de mult, pentru că, uh, pentru că este o carte dură, cruntă prezintă suferința unei femei și te simți cumva vinovat de parcă i-ai invada intimitatea pe măsură ce dai paginile, atât de puternică este scritura Elenei Ferante. Așa că da, cartea asta mi-a plăcut la nebunie, vă recomand și vă mai departe dacă sunteți interesați de așa ceva. asta nu e pentru copii, clar, dar este o carte cu impact și uh, cred că va cred că va prinde la foarte mulți dintre voi, așa că check it out. În continuare m-am gândit să bag totuși în lista asta și un clasic. Uh, este un clasic uh, clasic, nu clasic modern. Uh, e una din autoarele de referință uh, ale secolului 19 și cred că Deja bănuiți despre cine e vorba. Nu, nu Jane Austen, e vorba de Emily Bronte cu La Răscruce de Vânturi. De ce am urât să iubesc cartea asta? Este o carte, mi-a fost foarte greu să o citesc. Dacă lectura pentru Jane Eyre, al lui Charlotte Bronte, a mers foarte ușor și mi-a plăcut la nebunie. Cartea asta, deși mi-a plăcut, uh, au fost momente când simțeam să o pun deoparte și să o las un pic să răsufle. Uh, a fost o lectură foarte intensă. Sunt câteva scene aici care te oripilează pur și simplu și, nu știu, au așa un efect... Uh, uh, un efect lipicios. Ok, întrerupere de transmisiune. <laughs> Uh, nu mai știu exact despre ce vorbeam, dar. Uh, a, spuneam de senzația pe care mi-a creat-o carte asta. Uh, da, e o senzație așa, lipicioasă, <laughs> și știu că sună bizar, dar uh, e o senzație foarte neplăcută. Tot timpul cât am citit-o, am simțit așa un bolovan în stomac, <laughs> și uh, parcă nu puteam să diger foarte bine chestiile prezentate aici în roman. În primul rând este vorba de povestea asta de dragoste între Heathcliff și Cathy Care m-a și îngrețoșat, dar m-a și înduioșat în același timp E o, o poveste foarte bizară și foarte intensă Mă repet cu acest cuvânt, dar asta e adevărul, a fost o poveste foarte intensă și dacă o să citiți cartea, o să vedeți că fix așa este, și e o anumită scenă unde acest lucru se arată mai bine decât în alte scene, așa că da. Dar nu știu, e, e o poveste de dragoste clasică și nu se potrivește deloc coperta asta, pentru că e foarte, foarte cu minte, iar uh, atmosfera din carte nu mai cu minte nu este, este foarte agitată, e, la răscruce de vânturi, e de fapt Woodring Heights, care e zona aceea unde se întâlnesc vânturile, unde locuiesc ei uh, și se întâlnesc vânturile și e tot timpul uh, vânt puternic acolo, uh, vreme urâtă, mă rog. Da, e așa ceva atmosferic. E un roman gotic, de fapt, considerat sau pe alocuri gotic, dar uh, nu știu ce să zic. Uh, mie mi-a plăcut foarte mult, dar în același timp uh, am urât-o. Mi-a venit foarte greu să o citesc, deși atunci când am terminat-o am realizat că este o capotoperă. Dar. Poate voi o să aveți mai mult noroc cu ea sau dacă ați citit-o deja, lăsați-mi părerea voastră în comentarii. Chiar sunt super curioasă să văd ce ziceți despre ea, dacă da sau ba. În această listă am mai inclus iarăși o carte pe aceeași linie cu toate acele locuri minunate. Este vorba de o carte apărută la editura Herc Bennett de curând, Uh, și se numește Inima mea și alte găuri negre de Jasmine Warga. Uh, cartea asta am aflat de ea de la uh, Jessie the Reader, uh, acel booktuber faimos din Statele Unite și el o descoperise așa mai mult din coincidență și i-a plăcut la nebunie, a zis că l-a întristat foarte tare dar că i-a plăcut și o recomandă mai departe și am fost și eu foarte curioasă și da, eu am citit-o în engleză, recunosc, înainte să apară la Herg Bennett, și la fel m-a dat pe spate. E una din acele cărți care te distruge, dar apoi te reclădește, așa, bucățică cu bucățică. Este o poveste a depresiei în rândul adolescenților și este chiar o poveste mai întunecată decât toate acele locuri minunate, pentru că personajul principal, Hazel, are 16 ani și vrea să se sinucidă și caută pentru această chestie un fel de partener ca să nu facă acest pas singură, să-l facă împreună cu cineva. Și, mă rog, dă până la urmă peste un băiat care se află la un oraș distanță de ea sau două orașe distanțe, oricum destul de aproape Și încep să se cunoască, încep să vorbească, să-și destăinuiască din uh, chestiile care îi macină Și partea ciudată e că, nu vă spun mai mult de atât pentru că ar fi spoiler, dar... Ce mi-a plăcut mie foarte mult la romanul ăsta, dar și m-a întristat foarte mult, e că pe măsură ce unul din cele două personaje pare că începe să-și revină din acea depresie cruntă, celălalt cade din ce în ce mai mult în ea. Nu spun care, cum, ce fel, ce se întâmplă, care e catalizatorul, nu vreau să zic chestii de genul ăsta. Uh, oricum, cartea e foarte interesantă, deci vă rog eu din tot sufletul meu să o citiți. Oricum, și cartea asta se încheie cumva într-o notă așa pozitivă, uh, sau semi-pozitivă. Uh, dar, da, pe măsură ce intrăm și mai bine în acțiune și cunoaștem personajele și mai bine, ne dăm seama că ceva e cumplit de putred la mijloc și... Uh, Chestia asta e foarte dureroasă. Când citești despre așa ceva, e ca și cum vezi declinul unui personaj și îl simți atât de aproape de tine că ai vrea să întinzi mâna în poveste și să-l scoți de acolo, dar nu poți, pentru că ficțiune. Asta e. Deci da, m-am implicat foarte mult sufletește în cartea asta și uh, sper să vă placă și vouă măcar atât de mult cât mi-a plăcut mie. Oh, se pare că devine o temă chestia asta. Am o altă carte cu și despre și pentru adolescenți. Din păcate, și habar n-am de ce. Cartea asta n-a fost tradusă la noi. Deoare... Și nu știu de ce, pentru că este scrisă de o autoare. Consacrată de foarte mulți ani în Statele Unite, uh, pentru că scrie romane pentru adolescenți foarte bune și foarte realiste și foarte încurajatoare, așa nu știu cum să zic. Uh, este vorba despre Speak de Lori Halsey Anderson, parcă așa se pronunță. Uh, cartea asta. E o carte la fel micuță, dar. Uh, m-a terminat. Începe foarte foarte subtil. Nu ți zice de la început ce s-a întâmplat. Personajul principal care e o fată de 16 ani parcă, deci cartea este scrisă la persoana întâi singular, eu, da? Și fata povestește totul din perspectiva ei, dar nu vrea să spună de la început ce s-a întâmplat exact. Știm că este vorba de o chestie care a făcut-o să se închidă complet în sine. E vorba de un abuz, dar nu știm ce fel de abuz. Și pe măsură ce povestea începe când ea intră în clasa a noua, exact când începe școala și pe măsură ce cunoaștem și alte personaje din jurul ei și vedem reacțiile celorlalți oameni la ea, ne dăm seama că la fel, ceva este foarte greșit acolo și fata se tot simte ea vinovată că a făcut ceva și tot are impresia că vina îi aparține ei în întregime și practic toată cartea asta este parcursul ei de la adolescență încet, încet spre maturitate, pentru că pe parcursul cărții își dă seama în sfârșit că nu, n-a fost vina ei absolut deloc și că alții, alți oameni sunt responsabili pentru ce i s-a întâmplat ei. Și da, spre sfârșit cel puțin, la fel, e, cartea asta e ca un crescendo. Uh, începe așa foarte subtil, ușurel și tot crește, tot crește, tot crește și spre sfârșit explodează. Este o carte genială și chiar mă întristează faptul că nu a fost tradusă și la noi, pentru că sunt sigură că uh, ar avea succes la publicul de aici din România. Nu este o carte foarte ușoară dar și prezintă niște chestii dure, grele, greu de digerat de fapt dar e o carte foarte bună, atât de bună și dacă obișnuiți să mai citiți și în engleză sau așa, vă recomand din tot sufletelul meu e o carte apărută prin 90 și ceva sau la începutul anilor 2000 deci e de foarte mult timp apărută dar chiar vă rog eu din tot sufletul să-i acordați o șansă Merită. Oh, cred că iar o să aibă 100 de ani clipul ăsta, dar n-am ce face. <laughs> uh, următoarea carte pe care vreau să vă prezint este Șarpele din inima mea de Ofelia Prodan. Uh, este o, un volum subțire o carte subțirică pentru că e, e de poezie și a apărut la cartea românească. Mi-a plăcut la nebunie, e tot așa... Cumva despre depresie, lipsa încrederii în sine, acest alunecuș subtil spre ceva ce seamănă a nebunie, ceva asemănător. Iar e person un personaj, un eu. În această carte, e o persoană care se scufundă, iese la suprafață, iar se scufundă numai că pe măsură ce cartea progresează, începe să iasă la suprafață din ce în ce mai rar. Și la un moment dat când îți dai seama de chestia asta, că se scufundă tot mai în profunzime și iese la suprafață din ce în ce mai rar. Te lovește așa în plex. Are un impact emoțional foarte puternic, cel puțin asupra mea a avut. Spre sfârșit, aveam așa un nod în gât și îmi venea să plâng <laughs> pentru toate chestiile care sunt scrise aici, în poeziile astea. Poeziile în sine sunt foarte bine scrise, mie așa, mie cel puțin așa mi s-a părut, dar felul cum sunt ele aranjate ca o poveste, și tot așa descriu un fel de. Degradare a minții acestui eu poetic și a firii sale, pur și simplu dintr-o ființă de sine stătătoare, pare să devină o umbră și apoi pare să nu mai devină nimic. E ceva foarte bizar. E o carte care mi-a lăsat un mare gol în suflet, dar mi-a și plăcut la nebunie. La nebunie. Și chiar mai recitesc din ea din când în când anumite poezii pentru că... Mai am două titluri și am terminat, promit. Penultimul titlu pe care vreau să vi-l prezint, la fel nu va fi nicio surpriză dacă ați auzit de carte, de fapt cred că mai mult ca sigur ați auzit de carte, iar dacă aveți măcar idee despre ce e vorba în ea, atunci sigur știți de ce am inclus-o în această listă. Este vorba de colecționarul de John Fowles, Cărticica asta, și spun cărticică pentru că e mult mai mică decât magicianul, de exemplu, pe care nici până în ziua de azi n-am reușit să o termin de citit. Mai am, trebuie să o reiau și să o termin, eventual. Cărticica asta m-a îngrozit, dar m-a și sedus. John Fowles are așa un talent remarcabil de a prezenta lucrurile din perspectiva personajului răufăcător, să zicem Într-un mod care te seduce cumva Adică sunt momente când tinzi să-i dai într-un fel, nu neapărat dreptate, dar să-l înțelegi Ai tendința să vrei să-l înțelegi Dacă nu știți, personajul principal este un tip bizar, un ciudățel care căruia îi place să colecționeze fluturi. Și la un moment dat îi se pune pata pe o studentă la arte. Era neapărat ca fata să fie a lui, dar până să o întrebe și pe ea ce părere are, dacă îi place de el, dacă așa, se gândește să o răpească. Și să o ducă într-o căsuță de-a lui pe undeva într-o zonă rurală Unde nu are acces oricine Și să o țină acolo captivă, în nu că în speranța bă, El zicându-și că ea astfel, ea sigur se va îndrăgosti de el Și sigur va vrea să rămână cu el, etc. etc. Așa că da, e un caz clasic să zicem de răpire Numai că de aici pornește partea bizară. Vedem lucrurile, prima parte a romanului este din perspectiva lui, a doua parte a romanului este din perspectiva ei. Și lucrurile sunt foarte ciudate, pentru că la un moment dat, cumva așa, granița dintre cele două sentimente complet opuse, adică ură și iubire, devine puțin blurată și la el mă așteptam să aibă gândirea asta bizară, ciudată, ca unui răpitor și să gândească cum a gândit. Dar la ea, la anumite chestii, nu m-aș fi așteptat. A fost, pur și simplu, m-a lăsat uluită și... Nu știu, m-am simțit prost că mi-a plăcut atât de mult felul cum a reușit John Fowl să prezinte toată povestea asta. E o carte ciudată, într-adevăr, dar și foarte bine scrisă. Mi se pare că surprinde excepțional procesele psihologice ale celor două personaje în ipostaza în care sunt ele uh, prinse în această carte. Și uh, mai mult decât atât, faptul că îl prezintă pe el într-o astfel de lumină, nu zic ce e fel de lumină, o să aflați citind cartea, dar faptul că îl prezintă pe el așa. Uh, nu mi se pare o, o chestie ușor de realizat uh, E ceva foarte greu și totuși lui Fowles i-a reușit Mi-a plăcut toată cartea în întregime uh, și sfârșitul așa foarte bizarro cum este el Dar mi-a plăcut iarăși pentru că mi s-a părut singurul sfârșit uh, potrivit acestui roman și da, ce pot să zic, Fowles e un maestru. E un maestru și mai multe vă las pe voi să deduceți citind cartea. Iar ultimul titlu din această listă este o carte pe care am citit-o anul trecut, parcă, sau anul ăsta, nici nu mai știu exact. În fine, de curând relativ, mi-a plăcut foarte mult, foarte, foarte mult m-a întristat foarte tare, m-a îngrețoșat pe alocuri și uh, mi-a creat așa o stare inconfortabilă, dar uh, da, per total mi-a plăcut la nebunie. Uh, este vorba de culoarea purpurie de Alice Walker, a apărut la editura Art, este o traducere excepțională Am fost reticentă, recunosc Pentru că are foarte multe uh, Cologvialisme Cartea asta Foarte mult uh, argou Din vremea aceea uh, Personajele sunt uh, uh, Negri Și uh, cumva În vremea aia, anilor 50-60 Nu mai știu exact uh, Familiile mai Săraci sau mă rog, mai needucate, aveau un limbaj propriu, foloseau tot felul de prescurtări, în fine, știți și voi, cum se mai folosește la orice popor în ziua de azi. Fostă reticentă, dar traducerea este excepțională, este realizată de. Mai știu exact de cine, a, ah, de Iulia Gorzo, era de așteptat <laughs> Și da, cartea asta este scrisă sub forma unor scrisori adresate lui Dumnezeu de către o negresă Ideea e că la început ea are 14 ani sau oricum este micuță ca vârstă Și cartea urmărește tot periplul vieții ei până spre bătrânețe Deși se termină, asta nu-i spoiler, dar deși se termină într-o notă pozitivă, care nu mi s-a părut deloc potrivită cu tonul cărții, cartea în sine este pf, o bijuterie. Da, cum spuneam, mi se pare că surprinde foarte bine toate tulburările din acea perioadă, atât pe plan, de fapt, în primul rând, pe plan social, dar chiar și pe plan religios și pe plan politic și surprinde foarte bine uh, poziția negrilor atât în societatea americană a celor vremuri, cât și în uh, rândul uh, propriilor oameni. Adică um, sunt și raporturile dintre albi și negri descrise aici, dar sunt și raporturile dintre negri și negri în acea perioadă. Uh, este o carte pf, mi se pare sinceră, uh, nu demonifică pe nimeni. Pur și simplu prezintă lucrurile așa cum sunt, din perspectiva unei femei simple, needucate, care nu vrea decât să se termine toată suferința de pe lume pe care ea o suferă. Așa că este o carte dură, este mai dură decât unele dintre celelalte pe care vi le-am prezentat, dar cu siguranță merită citită. Este o capodoperă a literaturii universale, aș îndrăzni să spun. Și nu degeaba, acest roman a câștigat și Premiul Pulitzer, dar și National Book Award din Statele Unite. Da, este un must-read pentru toată lumea, din toată lumea. Doar să aveți, știu eu, peste 15-16 ani, pentru că poarte, cartea asta poate fi foarte dură și foarte violentă și foarte, să zicem, un pic pornografică pe alocuri. Așa că, da, nu știu, v-am avertizat, dar e o carte superbă. Chiar vă rog eu frumos să puneți mâna pe ea cât mai repede posibil. Dragi cititori, cam asta a fost pe ziua de azi. M-am exprimat prost, nu cam asta, ci asta a fost pe ziua de azi. Iarăși am făcut un clip lung, cât o zi de post, că toți suntem în post. Și da, nu știu ce să zic. Sper că v-a plăcut acest clip. Lăsați-mi părerile voastre în comentarii despre absolut orice, dacă ați citit vreuna din cărțile astea, dacă îmi recomandați voi alte titluri. Asta m-ar interesa cel mai mult. Dacă aveți voi cărți pe care urâți să le iubiți și nu s-au regăsit în lista asta, vă rog frumos să îmi spuneți și o să le iau în considerare pentru lecturi viitoare. Și da, până data viitoare eu vă urez să aveți parte de lecturi frumoase și să ne vedem cu bine. Pa!